Bună, prieten, iată că revin cu un nou vlog. De data aceasta filmez pentru că fiul meu are un spectacol la Teatrul Colibri și am zis că dacă oricum o să filmez pentru a-mi rămâne amintire acest spectacol, am spus să vă arăt și vouă câteva secvențe din acest super spectacol Zâmbet de copil. Da, cam atât. Ne vedem. Da, și să vă arăt costumul lui. Uitați, l-am pus aici pe omeraș pentru că trebuie să-i duc. Pantaloni negri cu această ie și pantofi negri. Nu vrei să intri în scenă? Nu? Păi, astăzi trebuie să dansezi pe scenă, mă. Da. E cineva care nu are telefon? De aici din grupa asta? Da. Da? Eu trebuie să le cumpărați? Se duc la școală? Adică nu poți să duci la școală fără telefon. Nu știi ce se poate întâmpla. Pupuruse vin în zbor să vă prezinte dansul lor. Dans popular de această dată. Grupa mare, Pupuruzele. Mai e mult. Ia să vedem. Știți despre cine e vorba? Da. Sunt aici părinții? Da. Sunt aici normal. Profesor Lavinia Moreanu și Bejan Mariana sunt și doamnele aici, pregătite să vă arate ce au învățat ei anul ăsta la dansuri, da? Ia să vedem dacă sunt pregătiți. Dumneavoastră aplaudați, da? Succes! Nu mai sunt în locuri? Nu. Ce am făcut? Stai că te rândesc pe doamna. Thank you.
că e ultimul spectacol de la Cădi. Foarte m-au impresionat așa și m-au emoționat copiii ăștia. Bravo, dragii mei! Ei, să continuăm. Mai vreți? Mai avem un moment. Al doamnelor? Vreți să vedeți doamnele dansând? Deci, stau spunând o poezie. Baby! În spectacolul și suntem amândoi plânși de tot. Nu așa, mami? Tu plângeai după mami? Da. Mami plânsă pentru că nu-i vine să creadă ce performanță a avut să-și. Da, mami. Mami e foarte mândră de tine. Foarte, foarte mândră e mami de tine. Mai acasă. Și mai acasă? Da, mami, te așteptăm să treacă mașinile ăștia de aici. Și apoi mergem acasă, da, iubirea? Nu stai atâta multe! Dar uite, dacă sunt aici foarte multe mașini, cum vrei să ieșim? Că nu avem cum să ieșim, iubire! Da, și cam asta a fost spectacolul nostru. Edi s-a descurcat de minune. Nu! Ba da, mami, de minune te-ai descurcat. Îți dai seama când o să vadă tati? Wow!